Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou episod educațional pe acest canal. Astăzi o să vorbim despre cele mai populare jocuri în aproape fiecare țară a lumii. Dar înainte de toate, nu uitați să apăsați acel buton de like plus cel de subscribe și clopoțelul de lângă ca să fiți notificați de fiecare dată când postez câte un videoclip. Jocurile din seria FIFA, create de către Electronic Arts, sunt cele mai populare în țările Bangladesh, Costa Rica, Egipt, Ghana, Guatemala, Irlanda, Italia, Iordania, Kenya, Lebanon, Maroc, Nigeria, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie și Uruguay. Jocurile din seria Battlefield și mai ales Battlefield 1, create de către Electronic Arts din nou, sunt cele mai populare în țările Croația, Danemarca, Finlanda, Irak, Israel, Noua Zeelandă, Norvegia, Pakistan, Polonia, Arabia Saudită, Slovenia, Suedia și Turcia. Jocul Horizon Zero Dawn, creat de către cei de la Guerrilla Games, este cel mai popular în țările Australia, Austria, Belgia, Franța, Germania, Hong Kong, Japonia, Olanda, Africa de Sud și Elveția. Jocul League of Legends, dezvoltat de către cei de la Riot Games, este cel mai popular în țările Bosnia și Herțegovina, Chile, Grecia, Brazilia, Lituania, Macedonia, Bulgaria, Portugalia și Serbia. Jocul World of Tanks este cel mai popular în Belarus, Cehia, Estonia, Ungaria, Kazahstan, Moldova, Rusia și Ucraina. Jocul Persona 5, despre care, sincer să fiu, n-am auzit nimic, este cel mai popular în țările Columbia, Republica Dominicană, Ecuador, Indonezia, Malaezia, Mexic, Peru și Venezuela. Overwatch, dezvoltat de către cei de la Blizzard Entertainment, este cel mai popular în țările Canada, Puerto Rico, Singapore, Corea de Sud, Taiwan, Thailanda și Vietnam. Counter-Strike Global Offensive, dezvoltat de către cei de la Valve, respect în primul rând pentru toți jucătorii de CSGO, este cel mai popular joc în țările Algeria, Argentina, România, Slovacia și Tunisia. Seria de jocuri Call of Duty, dezvoltat de către cei de la Activision, este cel mai popular joc în India, Iran, Spania și Statele Unite ale Americii. Binecunoscutul joc Dota 2, dezvoltat de către cei de la Valve, este cel mai popular joc în Mongolia, Myanmar și Filipine. Și în final, World of Warcraft, dezvoltat de către cei de la Blizzard Entertainment și probabil cel mai bine vândut joc din anii 2004 și 2005. Acesta este cel mai popular joc în Bolivia, Georgia și Letonia. Cam acesta a fost episodul de azi, băieți. Nu uitați să apăsați butonul de like și cel de subscribe plus clopoțelul de lângă ca să fiți notificați de fiecare dată când postez câte un videoclip. Nu uitați să-mi lăsați în secțiunea de comentarii idei de videouri educaționale. Eu am fost Butuc, ne vedem data viitoare. Pa!